Evanghelia după Marcu, capitolul 14, de la versetul 17 până la 31. Și el a venit seara cu cei 12 și pe când stăteau ei și mâncau, Iisus a zis: adevărat vă spun că unul din voi care mănâncă împreună cu mine mă va vinde. Și ei au început să se întristeze și să-i zică unul câte unul: nu cumva sunt eu? Și altul a zis: nu cumva sunt eu? Și el a răspuns și le-a zis: este unul din cei 12 care întinde mâna cu mine în parcurie. Fiul omului negreșit se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Ar fi fost mai bine pentru omul acela dacă nu s-ar fi născut. Și pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și el a luat un pahar și, după ce a mulțumit, li l-a dat și au băut toți din el. Și le-a zis: acesta este sângele meu, sângele noului legământ care se varsă pentru mulți. Adevărat vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței până în ziua în care îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Și după ce au cântat o cântare, au ieșit spre muntele măslinilor. Și Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți vă veți poticni în mine. Căci este scris: voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Dar, după ce voi învia, mă voi duce înaintea voastră în Galileea. Dar Petru i-a zis: chiar dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi. Și Iisus i-a zis: adevărat îți spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte de a cânta cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Dar el zicea și mai hotărât: chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți spuneau la fel. Amin. Haideți să deschidem un lucru mai alucinit, în Marcu, capitolul 14, de la versetul 17 la versetul 31 am citit. Și mi-a făcut părtășirea din dimineața asta până acum. Și cu vrea Domnului ne vom bucura de ea și mai departe. Poate că atunci când am citit toată istoria pasajul, vă gândeați că o să vorbim despre cina Domnului, o să vorbim și despre cina Domnului, dar nu în mare parte. Cina Domnului nu e azi, de obicei e la început de lună, seara, nu dimineața. Dimineața este prânzul. Nu este prânzul Domnului, este cina Domnului. Dar ce vreau să scot în evidență astăzi? Nu știu dacă ați observat acea diferență de atitudine atunci când suntem la biserică și, în special, mă refer la cina Domnului. Când suntem la cina Domnului și când plecăm. E diferență foarte mare de stare, e diferență mare de bucurie, de acea stare de extaz și am ales acest pasaj, fiindcă atunci când participăm la cina Domnului, când ne întâlnim pentru acest scop, e unul din momentele în care atunci suntem cei mai cercetați, ca să zic așa. Și mi-am pus de multe ori întrebarea: de ce la biserică am o stare bună, o stare pogoară Dumnezeu, o stare spirituală bună, de ce această stare mi se schimbă în momentul în care ajung acasă? De multe ori mă simțeam jenat, de multe ori mă simțeam frustrat și de multe ori mă simțeam ca un ipocrit, să știu că la biserică cântări, citesc din Biblie, iau notițe, ascult cuvântul și când ajung acasă, parcă toate astea n-au fost nimic. De multe ori m-am simțit frustrat și jenat înaintea lui Dumnezeu și chiar și înaintea fraților și nu știam de ce se întâmplă. Dar pentru a înțelege acest mister, care de fapt nu e un mister, e un aspect pe care de multe ori nu-l băgăm în seamă, trebuie să înțelegem un lucru important. Ceea ce spune Iisus în Matei 18, spune: unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, spune că acolo sunt și eu în mijlocul lor. Trebuie să înțelegem acest aspect
foarte bine atunci când ne adunăm. Faptul că suntem adunați în numele Domnului Iisus și că El este prezent în mijlocul nostru, face ca cel rău și toți demonii Lui pe care El îi conduce să nu mai aibă așa de mare putere atunci când suntem mulți și atunci când gândim la fel și când ne adunăm pentru același scop. Bineînțeles, dacă suntem în adunare și suntem expându-L la altceva în afară de Domnul Iisus, atunci, da, cel rău poate să aibă putere și atunci. Dar atunci când suntem mulți și adunăm și avem același scop, și acest cuvânt, pentru cuvânt, se traduce în unitate, atunci Iisus este prezent și atunci puterea celui rău și a demonilor lui e din ce în ce mai mică. Dar asta ar trebui să se întâmple atunci când ne adunăm aici. Să avem mintea, inima, la El, la Iisus. Putem să venim aici, putem să cântăm, putem să citim, putem să ascultăm, dar asta nu înseamnă că de multe ori suntem și cu gândul la Domnul Iisus. Putem să fim aici, dar s-ar putea să nu fim aici. M-a invitat o dată un coleg să jucăm fotbal. Cu mai mulți, cu alți colegi. Și nu prea să joc fotbal. Și aveam mingea la picioare, nu știam ce să fac cu ea. Și unul din băieții de acolo mi-a zis, să știi că tu nu prea ești pe teren. Și de multe ori putem să venim la biserică, dar să nu fim la biserică. Dar ce vreau să știm este că cel rău nu stă degeaba. Când suntem mulți, da, poate că nu mai are putere așa de mare, dar așteaptă un moment să ne prindă singuri și cu garda jos. Atunci când eram mic, de obicei când eram cu frații mei mai mari, mai am doi frați mai mari, care ei se ocupau cu bătaia, eu eram cu gura. Și când ei erau lângă mine, puteam să mă iau de oricine, puteam să spun lucruri rele oricui. Nu mă interesa, îi aveam acolo cu frații mei. Dar acea persoană pe care o jigneam, atunci când pleca, îmi spunea un singur lucru. Vezi că te prind eu singur. Și mă prindea singur, atunci nu mai aveam curaj de mare. Dar cel rău așteaptă un moment ca să ne prindă singur. Și când ne prinde singuri, și când ne prinde cu gata jos, noi suntem entuziaști, am plecat de la biserică, ne-am cercetat, am luat cina Domnului. Acela e momentul în care lăsăm gata jos. Și de aceea trebuie să ne îmbrăcăm cât mai mult cu armura lui Dumnezeu. Ca să putem face față, ca să fim gata, ca să nu mai fim așa de vulnerabili. Și nu o să vorbim despre armura lui Dumnezeu în dimineața aceasta, dar acest pasaj din cina Domnului, împreună cu ucenicii săi, e unul din cele mai profunde momente de cercetare pentru noi. Și probabil au fost niște momente profunde de cercetare și pentru ucenici. A fost un moment de cercetare, dar după aceea a fost un moment de slăbiciune. Și ar vrea să le luăm pe amândouă pe rând. Ar vrea să vedem prima dată. Prima dată vreau să știm care e titlul. Titlul este De la cercetare la slăbiciune. De la cercetare la slăbiciune. Și dacă urmărim și suntem atenți, o să vedem că așa a fost și la ucenici. De la cercetare la slăbiciune. Și prima dată aș vrea să vedem un moment de cercetare. Și avem pasajul din Marcu 14, de la 18 la 19. Marcu 14, de la 18 la 19. Găsim acest pasaj din cina Domnului în toate cele patru evanghelii, dar doar în Matei și în Marcu
această întrebare a ucenicilor. Nu cumva sunt eu? Acela pentru ei a fost un moment de cercetare. Iisus le-a zis, unul dintre voi mă va vinde. Când stătea cu ei la masă, le-a zis, unul dintre voi mă va vinde. Și ei au început să se întrebe, până aici, în versetul 9, spune, nu cumva sunt eu? Și apoi spune că altul a zis, nu cumva sunt eu? Găsim acest moment de cercetare sinceră la ucenicii Domnului Iisus, înainte de a mânca din pâine și de a bea din pahar. Acesta este un lucru pe care adunarea noastră îl face înainte de a participa. Nu este o tradiție, nu este ceva ce fratele Ed a inventat sau fratele Florin, este un model despre cum Domnul Iisus a luat cina cu ucenicii săi. Înainte de a lua parte la cina Domnului, s-au cercetat. Înainte ca să participăm, trebuie să ne cercetăm. Așa a făcut și ucenicii. De fapt, Iisus i-a cercetat. Dumnezeu i-a cercetat. Dar ce vreau să știm este că nu doar în acel serviciu special trebuie să ne cercetăm. Dacă doar atunci, dacă doar acela este momentul în care noi ne cercetăm, atunci este ceva grav. Pentru că sunt multe lucruri de mărturisit într-un minut sau două, cât avem noi la dispoziție. Și nu așa vrea Dumnezeu să ne cercetăm. El vrea să ne cercetăm ori de câte ori Duhul Sfânt care locuiește noi și Cuvântul Său ne arată că am greșit. Și credeți-mă, Dumnezeu ne arată. Și Dumnezeu vorbește cât într-un fel, cât într-altul, dar omul nu ia seama. Cine a făcut pe ucenici să se cerceteze în acea seară? Exact. Dar cine ne cercetează pe noi? Duhul Sfânt. Pentru că unde este Domnul Iisus, este și Duhul Sfânt. Ei au fost cercetați prin Duhul Sfânt și prin Cuvânt, care Cuvântul nu este altceva decât Domnul Iisus. Spune, Cuvântul s-a făcut trup. Și Duhul Sfânt este una cu Domnul Iisus. În 1 Ioan 5:17 spune, căci trei sunt care mărturisesc în cer. Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și acești trei, una sunt. Deci acolo unde este Iisus, acolo este și Duhul Sfânt. Și acolo unde este Duhul Sfânt, acolo este și cercetarea. Și Iisus asta a avut să facă cu ei, înainte de a participa. Pentru că Iisus nu vrea să stea la masă cu cineva care nu este sincer. Și ucenicii nu știau ce să creadă. Oare eu să-l vând? Oare eu să-l vând? Și a fost un moment de cercetare. Ucenicii au fost cercetați prin Cuvânt și prin Duhul Sfânt. Ce înseamnă toate astea? Înseamnă că ori de câte ori auzim Cuvântul sau citim Cuvântul, ar trebui să ne cercetăm. Asta, bineînțeles, dacă citim și dacă ascultăm. Și dacă ascultăm, Iacob ne spune să fim împlinitori ai Cuvântului. Nu numai ascultători. Pentru că dacă doar ascultăm, fără să împlinim, spune tot Iacob că ne înșelăm singur. Și atunci nu mai e cercetare. Dar oare de ce spune Pavel în Coloseni 3:16, spune Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. De ce spune asta? Ca să ne întrebăm tot timpul. Nu cumva sunt eu? Ca să ne cercetăm tot timpul. Dacă avem Cuvântul lui Dumnezeu în noi, ne vom cerceta tot timpul. Vom avea tot timpul câte un moment de cercetare. Și va fi numai bine. Acesta este momentul de cercetare pe care ucenicii l-au avut. Și a fost
moment de sinceritate. Așa cum ar trebui să avem și noi cu Dumnezeu. Trebuie să fim sinceri cu Dumnezeu. Nu putem să apărăm înaintea lui Dumnezeu să spunem că suntem buni. Doamne, vine înaintea ta în dimineața aceasta să spun că eu n-am greșit nimic toată săptămâna. Nu putem. Acest moment de cercetare este momentul în care suntem mai spirituali. Suntem mai evlavioși. Este momentul în care ni se arată de către Dumnezeu ce am greșit noi. Și este momentul în care suntem mai aproape de Dumnezeu. Este un moment în care vorbim între noi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Este momentul în care devenim alți oameni. Dar, din păcate, nu este un moment permanent. Deși mi-aș dori să fie un moment permanent, nu este. De aceea se spune moment. Pentru că e ceva temporar. Dar ăsta era momentul de cercetare. Și ce urmează după asta? După aceea a urmat cina Domnului, spune că pe când mâncau Iisus a luat o pâine și după ce a fost a binecuvântat la fântul și a zis, doar mâncați, acesta este trupul meu. La fel a spus și cu spune că le-a dat un pahar și după ce a mulțumit este li l-a dat și au avut toți din el și le-a zis, acesta este sângele meu, sângele noului legământ care se varsă pentru mulți. După ce a trecut prin acest ritual, prin acest simbol al care l-a dat Domnul Iisus Hristos, a urmat momentul de slăbiciune, pentru că după versetul 26 spune că a purtat o cântare. Până aici totul a fost bine. Au ieșit spre muntele măslinilor și Iisus le-a cam stricat momentul. Le-a cam tăiat tot elanul. Le-a zis, în seara asta, toți veți găsi o pricină de potignire în mine. Iisus se avertizează înainte și le spune, în seara asta, toți vă veți potigni în mine. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vor avea un moment de slăbiciune. Și mai mult decât atât, orice moment de slăbiciune al ucenicilor avea legătură cu Iisus. Spune, veți găsi o slăbiciune în mine, vă veți potigni în mine. Iisus nu le-a zis, s-ar putea să vă potigniți în mine. Sau poate numai unii din voi vă veți potigni în mine. Le-a zis, toți vă veți potigni în mine. Toți veți avea câte o slăbiciune. Nu știu dacă ne-am gândit la asta, dar orice moment de slăbiciune al nostru, orice moment în care cel rău ne înșală și face ce vrea cu noi, are legătură cu Domnul Iisus. Împotriva Lui se treacă. Și nu trebuie să negăm că nu vom avea astfel de momente. Tot timpul avem. Mai ales după ce am fost cercetați. Mai ales după ce plecăm de la adunare, nu-i așa? De obicei atunci, înainte și după adunare, se întâmplă doar. Fie cu privire la noi, fie cu privire la frații din adunare, fie cu privire la nevoile noastre, fie cu privire la ce ne așteaptă acasă. Momentele de slăbiciune sunt multe. Și cu cât voi căuta mai mult să ne apropiem de Domnul, dați-mi voie să vă spun, cu atât vor fi și mai multe. Și se pare că tot acel entuziasm al ucenicilor i-a făcut să-i cam adoarmă pe ei, să fie prea sigur pe ei. Dar nu de asta i-a chemat Iisus la cină. Nu de asta Iisus i-a învățat să se roage, nu de asta Iisus i-a învățat să vegheze.
Iisus i-a învățat acest lucru ca ei să fie mai puternici, nu mai slabi, nu mai vulnerabili. Uitați ce a zis pentru Marcu 14:29. Spune, dar Petru i-a zis, chiar dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi. O promisiune cam privită din partea lui Petru. Și de multe ori, după ce suntem cercetați, fiindcă asta e chiar după acest moment de cercetare, ni se întâmplă să facem anumite promisiuni, din entuziasm, din emoție. Și e bine să facem promisiuni. Dar Iisus tocmai le-a zis, voi toți veți găsi pricini de potignire în mine. Toți vă veți potigni în mine. Pentru ce i-a zis, greșești, nu eu. Iisus știa că toți vor avea momente de stăpânire. Dar Petru a zis, eu. Eu știa, cu privire la ăștia e dreptate, dar eu, niciodată. Nu știu dacă vă regăsiți în aceste cuvinte ale lui Petru, în această atitudine a lui Petru, această atitudine privită, dar eu mă găsesc. Și știu că nu e bine să faci așa ceva. Nu e bine să te crezi Sfântul Petru. A zis, chiar dacă toți te vor părăsi, eu nu te vor părăsi. Petru s-a gândit să răspundă, s-a gândit să spună lui Iisus cât de mare și tare este El. Și tocmai El, care era cel mai mare și cel mai tare, El a ajuns să se lepede cel mai tare și cel mai rău de Domnul Iisus, spunând că nu-L cunoaște. Și lui a părut cel mai rău de ce a făcut. Și nu doar atât, dar în versetul 31, dacă citim acolo, Petru a întărit cele spuse și toți au zis la fel. Uitați. Dar el zicea și mai hotărât. Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, tot mă voi lepăda de tine. Și apoi spune, și toți spuneau la fel. Toți spuneau la fel. Vedem aici la ucenici și nu vorbim despre Iuda Iscarioteanul, pentru că el nu era mântuit și nu o să dezbată lucrul ăsta. Vorbim despre cei 11, cei care chiar au fost cercetați. Că în tot acest context, în prejudarea cinei Domnului, au procedat toți cam la fel. Toți au fost cercetați la fel, a spus nu cumva sunt eu, toți au fost avertizați la fel de Iisus, toți au răspuns la fel. Ce înseamnă asta? Înseamnă că toți au vegheat, sau mai degrabă, n-au vegheat deloc la fel. Momentul de cercetare nu este un moment permanent. Toate care trebuie să fie, dar avem unele momente. Mi-aș dori să fie permanent. Dar vreau să observăm un pic progresul acesta la ucenici. De la cercetare la slăbiciune. Prima dată au fost în adunare, apoi au fost cercetați, apoi au participat la cină și apoi au fost vulnerabili. Au avut slăbiciuni. Care este echilibrul dintre cercetare și slăbiciune? Ce spunea Iisus? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți. Echilibrul dintre cercetare și slăbiciune este veghere. Și nu numai atât, dar și anticiparea. 1 Petru 5:8 spune, fiți treji și vegheați. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale și răgnește ca un leu și caută pe cine să mintă. Spune, fiți treji, vegheați. Ăsta este echilibrul.
promisiune pe care o facem Domnului, e bine să avem acest senzor în mintea noastră. Trebuie să anticipăm momentul de slăbiciune. Trebuie să știm ce ne așteaptă. Trebuie să știm că vom fi singuri. Trebuie să știm că nu vom mai fi împreună, unde Domnul Iisus este în mijlocul nostru. Trebuie să anticipăm aceste lucruri. Iisus le-a zis. Voi toți vă veți potigni în mine. Ce au zis? Nici gând. După o așa părtășie, după o așa cercetare, cum să mai găsim noi pricini de potignire în Dumnezeu? Dar ce le-a zis Iisus a fost adevărat. S-a întâmplat nu după mult timp, chiar după ce au plecat. Și e bine să ne deprindem cu această acțiune de anticipare și de veghere. De fapt, vom fi nevoie să o facem. Dar să nu uităm ce spune Dumnezeu prin Pavel în 2 Corinteni 12:9. Spune, deci mă voi lăuda mai mult cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu trebuie să ascundem faptul că suntem slabi și că vom fi ispitiți. Nu trebuie să ascundem asta. Trebuie să venim cu la Iisus. Spune, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Pavel spune, nu o să-mi ascund slăbiciunile mele de Hristos. Nu pot. De ce? Pentru că spune mai departe, fiindcă atunci când sunt slab, atunci sunt tare. Înseamnă că dacă nu-mi ascund slăbiciunile de Hristos, El mă va întări și mă va ajuta să nu mai fiu vulnerabil. De la cercetare, la slăbiciune. Domnul să ne ajute să fim treji și să vedem și să anticipăm toate momentele